M-am trezit. Am avut un vis foarte complex cu oameni din viața mea care, ca și niște personaje, să zicem, fictive. Și vreau să povestesc. Hai de cap. Bă, să mă ciudați. Am mâncat la fasole o 4 supe și iahni. Știu că am o rană în ala dreaptă și uite ce zice aici. Prima carte pe care am pus-o mână. Xavier de Maistre. Călătorie în jurul camerei mele. Și leprosul din cetatea asta. Nu aceasta. Bine. Deci ce am visat? No. Când am fost conștientizat că văd ceva. Eram undeva, să zicem, în camera unei fete. Unei, să nu zic fetițe, să nu vorbesc cu păcat, unei copii. Era copii. Oricum, cam asta într-un fel și ideea visului meu. În fine, un kinderițe din astea, nu? Și ea avea un calculator și avea un program și punea acolo, de exemplu, avea ca și un fel de module care ar fi ținut o hintă, nu? Și punea la fiecare modul, punea, de exemplu, un monitor, simbol, adică iconiță. Dar nu punea peste tot după aia. Iconiță, monitor, ce mai este, tastatură, nu știu ce mai era. Culori cum era odată, gri. Cine mai știe mintea, 486, 586. Nu, de tot punea pe acolo. Și tot vorbea și nu știu ce. Eu m-am pus, nu știu, zici că eu și fost Faust, nu mă vedea. Și eu m-am pus, cum să zic, dacă aici era calculatorul ei și era acolo, m-am pus aici așa. Și mă uitam la ea și avea buzele mari, dar nu era negrese. Și ruva foarte roșii. Și în același timp nu știu dacă să fie arătau rujate. Nu, așa tot juca să pună, să-și facă ea calculatorul. La un moment dat a început să sufle așa. Da, bun. Și cred că am avut visul ăsta dată, sau cum am, în timp ce visam, am avut un deja vu. Și după aceea ce-a făcut? O ieșit de acasă. Eu nu. Nu știu cum. Eu pluteam stânga ei așa și ea mergea printr-o zonă, deci efectiv, o să vedeți, da? O ieși dintr-o stradă, cum să spun, care nu ducea niciunde și au luat stânga și au mers ca și cum ar fi ajuns. Și mi-era frică să nu mi se termine bateria la vis, știi, ca la tabletă. Și o trecut pe lângă o școală, școala ei, ca de la Hacei, numărul care a fost și școala mea. Și școala mea. Bun. Și am mers mai departe.
Între timp, pe mine, de acolo din parc, mă salutase un prieten din copilărie, care era ceva rapper, în fine, cred că și eu, bine, da, sau ceva. Și după aia au mers mai departe, dar eu, în același timp, dădusem rewind și văzusem că școlile nu bat. Deci, între timp, văzusem și școala din Hațeg și nu era aceeași cu școala de acolo, iar dacă ea ar fi ieșit de undeva, ar fi fost din zona curții spitalului. Nu avea de unde altundeva să iasă. Dar acolo ar fi fost strada, dar nu era. Și apoi m-am pomenit cam în fața, acolo unde e Hotel Ferdinand, un țap. Un țap, efectiv. Nu știu cum am interacționat, dacă o să mă așa. Și după aia, dinspre unde am venit, deci dinspre spital, acolo erau oi. Atunci m-am luat și în același timp eu aveam, nu știu ce, la haide, aveam putea să schimb, să întorc hainele pe mine, să iau hainele, să le pun la loc. Și atunci m-am băgat în curtea școlii. Nu știu, acolo la profesori. Și acolo erau doi gemeni care în visul meu mi-am amintit familia aceea care se ocupa de școală, care erau oameni de serviciu, dar de fapt nu, erau gemeni de casa lui, unul din frații mei, care, în fine. Și domnul profesor, ce mai faceți, nu știu ce, știu, știu ce. Și înțeleg că eu nu, i-am zis, dar să știți că eu i-am salutat, dar să știți că eu nu sunt domnul profesor, sunt copilul, amicul. Și zice, a, și da, zice, nu vreți să vă dăm ceva de mâncare, că ați obosit atâta asta. Așa m-am trezit. Ei bine, care este ideea visului meu? Ce m-am gândit eu? Alții pot să se gândească altceva. Ideea e că încă din anii 90, când nu era decât cablu, copiii deja aveau acces la orice. Copiii. Știi cum e? Poți să spui și tu pasăre. Poți să spui și bătrânii sau alte categorii, bolnavi sau așa. Dar copiii chiar nu prea au anticorpi să se protejeze. Dar așa ceva. Cei mai mulți. Dar să aibă părinți foarte religioși sau mai știu cum. Sau în armată. Ce vreau să zic, ca să închei într-un cuvânt, că cu atâta calculator pe capul nostru, așa e ca fine de tot urechile. Mai ales aia care stau ca Anonymous pe treburi. Pe treburile altora.